Voința Vișina traversează o perioadă dificilă în campionatul Ligii a 4-a Dâmbovițean. Roșalbașii nu au mai câștigat un meci de mai bine de o lună de zile atunci când reușeau o victorie la limită 1-0 în fața Voinței Pierșinari. În rest, au obținut o remiză și 4 înfrângeri, cea mai usturătoare dintre ele în fața liderului Gloria Cornești. Voința Vișina nu a convins nici în runda trecută în deplasarea de la Dragomirești, acolo unde pleca cu prima șansă la victorie în fața Luceafărului din localitate. Din păcate, pentru întreaga suflare fotbalistică din Vișina, favoriților au capotat în fața unui adversar modest și au plecat fără niciun punct de la Dragomirești. Verde și compania au cedat 2-4 și s-au cufundat și mai mult în subsolul clasamentului Ligii a 4-a, ajungând până pe poziția 13-a. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei cu numărul 25 din campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele.